Incidentele au avut loc în comuna Băiculești, din județul Argeș. Patru țigani din comuna vecină, Merișani, au plecat la furat ziua la miaza mare și au luat dintr-o mașină 1300 de lei și un lanț de aur. Localnicii au văzut și au anunțat pe proprietari. Păgubiții au plecat după hoți și au prins la câțiva kilometri. Le-au cerut banii și bijuteriile, dar au primit înjurături, așa că totul a degenerat într-o bătaie ca în filme. Aveau ceva, erau niște băieți mai tineri care au venit de jos de tot. De la lac, nu știu de unde au venit. Am mașină cu ce au dat, i-au făcut parvezi după praf? Avea un lemn. Nu știu ce... Ce-au neberit, nu-i vorba. Eu știu dacă o fi fost preparat, o fi avut la mașina asta, nu știu nici eu. N-am ieșit afară. N-aveam pentru ce să mă bag. Cei patru hoți au ajuns la spital, bătuți măr. Eu am primit doi pacienți la această altercație. Unul dintre ei spune că ar fi fost lovit cu o furcă în regiunea, în cavitatea bucală, acum la doamna consultorului și neurologie, iar celălalt are scoriații, tot așa, făcute cu zâta, cu furca. Țiganii au însă versiunea lor care nu are nicio legătură cu realitatea. Ne apară cu mașina și ne omoră. Dar de ce? Ce au avut cu voi? Un conflict mai vechi? Nu știu ce au, când au pus câinii pe urmă. Dar doar e tot aici. Câți v-ați bătut? Câți erați? Patru aici. Patru erați voi și ei? Da. Da. Și ei câți erau? Erau și ei vreo 10-15. Mi-a zis că i-a dat cu toporul în cap. A e pus... fiul dumneavoastră? Nepot. Nepot. Da, și i-a dat cu toporul în cap. Și a pus doi câini de aia, pitbull pe ei. De i-au omorât. Dar de ce? De la ce a plecat? De la ce a pornit? De ce am înțeles, a fost discuția despre o fată, că venea, avea o gagici pe acolo și se duceau după gagici. După ce au aflat de incident, rudele țiganilor s-au urcat în mașini și au pornit spre comuna vecină, unde și-au răzbunat rudele bătute. Localnicii spun că nu au văzut niciodată o astfel de bătaie. Bă, dar au venit țigani foarte mult de aici, până la intersecție acolo. Băte, cu ciumege mari, cu furci, cu topoare. Am ieșit și noi acolo, că de suntem bătrâni, ce putere, n-am avut nicio putere noi și le-am spus, stați mă băieți la un loc, stați, s-au bătut. Țiganii au ajuns apoi la spitalul din Pitești, unde erau deja așteptați de mascați pentru a preîntâmpina orice incident. Poliția a deschis dosare penale pentru furt, distrugere, loviri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Localnicii se tem de clanul de țigani, dar gestul vecinilor le-a dat curaj să vorbească. N-am pomenit așa ceva, sunt și eu bătrân, am 63-64 de ani. Dar așa ceva n-am pomenit, domnule, pentru ei nu există nicio lege. Dacă făcea un român, poate pentru român era, dar pentru ei nu există lege.